Salut și bine ați venit la Doar de Lectură. Astăzi v-am discutat despre cartea scrisă de J.R.R. Tolkien, Hobbitul! Da, cartea pe care o am eu este de la editura Rao. Are undeva la 300, parcă era asta, așa, 313 pagini și se află în traducerea lui Irina Horea și traducerea versului Ion Horea. Ok, bănuiesc o soție sau frate, soare, mă rog, mai puțin important. Vorbim un pic despre sinopsis, cu toate că toată lumea știe despre ce e vorba Hobbitul și în Lordul Inelelor, o să vorbesc și eu, încă unul, dacă care păreri pro și contra. Mai întâi sinopsisul, avem pe Bilbo, Bilbo Baggins. Cine este Bilbo Baggins? Este un hobbit. Cum ne este introdus acest personaj? Dați-mi voi să vă citesc prima propoziție, deoarece mi se pare genială, mi se pare perfectă. Ascultați. Într-o vizuină în pământ trăia odată un hobbit. Mi se pare genială propoziția asta pentru început. Aflăm destul de multe lucruri, nu e nimic complicat. Aflăm că trăia un hobbit odată, deci ne aflăm timpul care este cumva așa nedefinit. Aflăm unde trăia într-o vizuină și unde se afla această vizuină în pământ. Deci setează deja un cadru, vedem lucrurile, ne stârnește interesul, oare ce era un hobbit, asta în cazul în care nu știa. De ce trăia în vizuina respectivă, etc., etc. Deci o propoziție perfectă pentru un început de roman. Ok, ce se întâmplă cu acest Bilbo Baggins? Acesta era un hobbit. Hobbiții sunt un neam de niște creaturi asemănătoare, cumva mi s-a părut spiritușilor, poate copiilor, jucăuși, flămânzi tot timpul, care în schimb doresc liniște, pace, să stea la un ceai și așa mai departe. Dar printre ei se aflau și neamul Tuk. Neamul Tuk erau hobiții aceia răufamați, care tot timpul căutau aventuri, care căutau chestii extraordinare. Iar acest Bilbo se pare că întâmplător, din datorită întâlnirii sale cu Gandalf, vrăjitorul, mă rog, cumva atrage asupra sa această dorință de aventură și înainte să-și dea seama ce se întâmplă, pleacă într-o aventură. I go into an adventure! Trece prin multe întâmplări, se întâlnește cu niște troli, la un moment dat intră într-o pădure unde sunt vânați de niște paianjeni uriași, se întâlnește cu elfi, se întâlnește cu alți elfi care nu sunt la fel de prietenoși ca și primii, se duce să recupereze comoara care a fost furată de Balaurul Smaug, sau Smaug, nu știu cum se pronunță exact, acest dragon scuipător de foc, se pare că îi place să doarmă peste mate și pe aur și așa mai departe. Se duc să-l înfrunte, bineînțeles că mai apar și alte primejdii pe drum, cum ar fi goblinii, cei care locuiesc în munte. Și gnomii, fiind piticii cu care e Bilbo al nostru și cu Gandalf pleacă, își aduc contribuția pentru a recupera această comoară străveche care cândva le-a aparținut. Mă opresc aici cu sinopsis, probabil că ați văzut filmul dacă nu ați citit cartea, așa că nu o să mai zic așa, mă simt bine vorbind de ceva ce mi se pare cunoscut de absolut toată lumea. Bun, haideți să vorbim despre păreri pro și păreri contra acestei, această carte? Bun, hai să vedem. Păreri pro. Cartea e cumva light, deci ne propune o serie de aventuri ușurele, fără prea multă încărcătură psihologică, fără prea multe simboluri, fără prea multe trimite. Să există, bineînțeles, o scritură bună pentru că Tolkien nu cred că poate să scrie prost, dar e o scritură ușoară. Bună de citit, cred că la orice vârstă, sau mă rog, la o vârstă destul de fragilă. Prima oară când am citit, că eu nu m-am aflat la prima lectură acestei cărți, prima oară când am citit această carte eram destul de mic. Să vă zic sincer, cred că eram undeva în clasa 4-a, ceva în genul ăsta, mi-aduc aminte că aveam o carte destul de mare și plină de desene era,
respectiva, mult mai lată ca asta, ceva în genul ăsta, și v-am spus, foarte multe ilustrații. Am citit-o inclusiv cu glas tare pentru bunica mea, din care trăia în vremea respectivă. Mi s-a părut minunată, o poveste de copii care fie extraordinar de bine m-a prins, mi-aduc aminte de aventurile pe care le-am trăit și cât de mult mi-a înflăcărat imaginația. Sincer să fiu, eram foarte curios, citind acum peste, 30-40 de ani, de atunci, 30 de ani, chiar, 15 ani, că de fapt sunt foarte tânăr, lăsăm la o parte numele astea proaste, eram curios să văd dacă voi mai aprecia Hobbit-ul așa cum a apreciat atunci, poate atunci cu ochii copilului, plin dornic de aventuri și să călătorească pe alte terenuri. Am rămas uimit de faptul că cartea rămâne la fel de bună, m-a prins, mi-a plăcut, mi-au plăcut aventurile prin care au trecut grupul nostru, cu toate că văzusem și filmul și filmul respectă cartea, cu toate că mai adaugă chestii în plus, chestiile cu orice slăgate în plus, că nu sunt, nu există în carte, nici cu acel vânător, cel care îl vânea pe scut de stejar, nu există în carte, ca să adăugiri ulterioare. Există într-adevăr gnomii care apar și în film, apar și aici și încă o chestie care am mai băgat-o în plus în film, cea cu Legolas, cu iubirea aceea, era de umplutură, nu știu ce a fost în mintea lui Peter Jackson. Să umple cele trei părți, că într-o carte așa subțire nu văd de ce ar fi făcut el trei părți, dar probabil că două era mai mult decât de ajuns. Ce să mai spun despre carte? E bine scrisă, ușor digerabilă, așa cum am testat-o, e deci destul de accesibilă la vârste diferite, nu își pierde din farme, mai ales dacă cumva ești un fan al Pământului de Mijloc, știi multe despre ce s-a întâmplat acolo și vrei neapărat să afli ce se întâmplă cu un hobbit. Da, o carte bună, o carte care stă foarte bine pe picioare și trece testul timpului, ca să zic așa. Lucruri negative, oricât mă străduiesc, nu-mi vin în minte. M-aș lega de copertă, dar și coperta mi se pare foarte bună. Nu știu ce să spun negativ, oricât mă gândesc, oricât aș vrea să spun lucruri negative, sincer să fiu, nu-mi vin în minte. Or fi, dar eu nu l-am găsit. În consecință, nota. Uimie, oare ce notă o să primească Hobbit-ul? 10 din 10, o carte bună, o recomand, v-am spus și la vârste diferite, ceva mai fragede, nu știu, hai să zicem chiar de la 10-12 ani încolo, cred că e destul de bun pentru a fi citită și atunci și chiar și acum, v-am spus, mie unul chiar mi-a plăcut la vârsta pe care o am și nu am întâmplat niciun fel de probleme să mi se pară puierilă pe alocul, absolut deloc. Este bine gândită, are un aer într-adevăr așa un pic inocent, dar un aer voit inocent, pe care nu a face decât să adauge un pic de savoare în plus cărții, nu din contră, nu îi știrbește din nimic frumusețea. Deci eu unul recomand Hobbit-ul cu toată inima oricui. Bun, 10 din 10 după cum am zis, asta fiind zise, până data viitoare, vă doresc o zi bună, la revedere și uitați să rămâneți, nu dau nici de lectură.